Nădejdea creștinului este că într-o zi îl va întâlni pe Mântuitorul său față în față și se va bucura de frumusețea lui pentru întreaga eternitate. Însă drumul spre cer este nu de puține ori presărat cu suferințe și încercări. Bucuria slavei viitoare este titlul mesajului pe care sunteți invitați să-l ascultați în minutele ce urmează. Mesaj în expunerea pastorului Richard Wurmbrand. Audiție folositoare! Versetul din care vreau să vă vorbesc, îl știu, dar n-aș mai putea să-l găsesc în Biblie. La vârsta aceasta, memoria scapă. Nu știi că este acolo sau este dincoace. Dar știu că este. Și îl puteți găsi voi înșivă că suferințele noastre de o clipă nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Că o fi scris-o Pavel, o fi scris-o Petru, o fi scris-o Moise, care a scris-o, scris-o bine. Și dacă nu știi capitolul și versetul, știi că suferințele nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Tot e bine că știi lucrul acesta. În 14 ani de închisoare, noi n-am avut niciodată o Biblie. N-am avut niciodată o Biblie. Dar mergea și fără capitole și versete. Suferințele noastre de o clipă, aștile din crucea lui Iisus, nu sunt destule ca să stingă noi bucuria slavei viitoare. În China, două fete creștine și pastorul lor au fost condamnați la moarte. Mulți au fost omorâți în China. Două fete tineri și pastorul lor au fost condamnați la moarte. Iar pastorului, comuniștii au spus, dacă tu îi împuști pe fetele alea cu mâna ta, tu îți scapi viața. Ce-ai face, dragă frate? Ele tot trebuie să moară. Dar tu îți scapi viața, tu nu le faci un rol, ăla li se face în orice caz, ele sunt moarte. Dar tu scapi și poți să fii pastor. O să vă spună nesul ce-ar face. Dar e grozavă ispită. Și acolo erau fetele condamnate și le aduce pe pastorul, n-avea Biblia în mână, avea un revolver în mână. Și om foarte politicos, după obiceiul chinezilor, s-a plecat înaintea fetelor și le spune, știți cât de dragi îmi sunteți, voi sunteți surorile mele de credință, dar vă întreb pe voi, nu-i mai bine să moară doi creștini decât trei? Ei vor să moară trei creștini. Și mi-a dat posibilitatea, dacă eu vă împușc, mor numai doi. Și eu trăiesc și eu pot să propovăduiesc Evanghelia. Voi ce ziceți? Eu parcă zic că trebuie să vă împușc. Și fetele s-au plecat înaintea lui până aproape de pământ, cum e obiceiul la chinești, și au spus, în momentul acesta, când te-ai hotărât să ne împuști, noi ne amintim de tot frumosul pe care l-am primit de la dumneavoastră. Dumneavoastră ne-ați descoperit taina lui Iisus, ne-ați adus aproape de El să-L vedem, atâta bucurie și atâta lumină ne-ați dat. Numai la asta ne gândim. Faceți ce știți și dacă vreodată o să vă pară rău că ne-ați împușcat cu mâna dumneavoastră, să vă aduceți aminte că noi v-am iertat și noi v-am iubit. Din partea noastră aveți har să vi-l dea și Dumnezeu. Și pastorul așa a socotit el. Importanța mea de pastor. Eu sunt un cineva, domnule, un pastor. Nu? Sunt un cineva. Mai ales eu sunt un cineva. Sunt pastor de 60 de ani. Sunt un cineva, nu? Și el, ca să-și arate că e cineva, a împușcat fetele. După care, pe loc, comuniștii l-au împușcat pe el. Totul din partea lor a fost o bagiocoră. Ei nu i-au iertat viața. Există momente hotărătoare în viață. Noi nu trecem prin lucruri de acestea, dar există momente hotărătoare de viață când trebuie să te gândești ce ar face Iisus în locul meu. El n-a omorât pe nimeni, El a luat moartea altora asupra Lui, El nu s-a făcut vinovat cu nimic, El vinile tuturor le-a luat asupra Lui. Se poate așa, dar se poate și să sfârșești noi vin și să fii față de El foarte neascultător și El e tot bun și iubitor și te așteaptă să vii înapoi. Pe câmpul misionar astfel de lucruri se întâmplă. Știu despre unul, un credincios, care era dus la execuție. Era el și în spatele lui un securist cu revolverul după el și trebuiau să treacă
printr-o apă care înghețase, era iarnă. S-a făcut pojiță acolo și a trecut. Fata mergea înaintea lui, care trebuia să fie împușcată, și el după ea. Și fata a trecut și când a trecut o bună parte, la el pojița de gheață s-a rupt. El putea să spună, Boda prost, am scăpat de el, am scăpat de el. Dar cum Boda prost am scăpat de el? Dar el e o ființă lui Dumnezeu. Cum pot să-l las să se nețe? Și s-a întors și l-a scăpat pe el. E greu în cap, în mintea unui om, când poți să scapi. Dar îți pare rău de ăla care poate să te omoare. Și l-a scăpat pe ăla. El a fost foarte politicos, a spus mersi și până m-am împușcat. Sunt situații de acestea, slavă Domnului că noi nu trecem prin situații chiar așa de grave, dar de la cei care trec prin lucruri de acestea grozave, noi trăim o vreme când încă creștini se omoară cu ghiotul. În Sudan, e cea mai mare țară din Africa, țară musulmană, și de un islam așa sălbatic. Există și musulmani care sunt cum să cade, trăiesc cu creștini, nu le fac nimic. Dar de ei e sălbatic, ești creștin, să te omoară. Se spune că au omorât 1 milion. Acum nimeni n-a stat să-i numere. Ei vor, cum spui, 6 milioane de evrei omorâți. Nu i-a numărat nimeni. Au fi fost 5 milioane, 7 milioane, cât a fost. De ei se spune că au omorât 1 milion. Și acolo, frați, sunt puși în fața unor asemenea situații. Și avem acum situații de acestea. Și sunt frați care și-ar putea scăpa viața și cumva bunăstarea familiei, cum mai rămâne cu familia dacă tatăl este omorât, și care preferă moartea și slujba lui Iisus, că ei nu cred în moarte. Uite, nici eu nu cred în moarte. Nu cred în moarte. Am 87 de ani. Odată nu-mi trece gândul morții. Odată nu-mi vine. Și ce-i moarte? Moartea e trecerea la o altă viață. Am avut o viață de prunc în pântecul mamei, am avut o viață de bebeluș în scutice, am avut o viață de mic copilaș, am avut o viață cu fel de fel de peripeții. Se va întâmpla în viața aceasta încă un eveniment care oamenii îl numesc moarte, dar care este trecerea la o altă formă de viață, la o altă formă de viață, cu mult mai frumoasă decât este cea de aici. Cei care se încred în lucrul acesta, care știu lucrul acesta, au dovadă că Iisus a fost mort. A fost tare mort, tare mort a fost. N-a murit ca oricare altul, a murit pe cruce, nu? Și după ce a fost mort, poate nu-i mort destul, i-a mai străfuns. Mortul i-a mai străfuns. Acum era bine mort, nu? Era bine mort, de două ori l-a omorât. Și până l-a pus într-un mormânt, e gata, mormânt? Nu! Au pecetuit mormântul. E ceva, nu? Dar nici asta. Hai să punem și o piatră mare peste mormântul acesta. Dar o piatră de aia care nu poate să o rostogolească oricine în ei. Era cel mai mort, mort care a fost vreodată mort, nu? Era asigurat. Și a treia zi, el a zis, ce, eu nu mai stau aici. Și a ieșit afară și a înviat, ca să ne arată nouă, că moartea nu e grozăvia aceea. Există după moarte o altă viață. Și sunt unii care se încred în lucrul acesta și care nu sunt dobărâți nici de frica morții, nici de primejdea morții. Și în cele mai mari primejdii ei rămân credincioși. Sunt unii care râd morții în față. Mi se pare că v-am mai spus de fratele Nicolae Hmara. Era un păstor pe vremea comunismului acolo și a stalinismului, a teroarei grozave, așa. Ei au arestat pe un pastor, ce l-au bătut, ce l-au chinuit să spună de biserica lor, care era atunci foarte prigonită, și nu a vrut să spună. Și atunci i-au zis, te facem să spui. Și au luat pe un tânăr credincios, pocăit de curând, care nu a făcut nimic, nici pentru religia lui, nici împotriva comunismului, el a piesa pocăit. Și l-au arestat pe ăla și l-au bătut în fața pastorului. Și a spus, îl vom bate pe ăsta până la sânge. Dacă tu nu ne spui toată aranjarea cu bisericile voastre, unde țin să adunăm clandestini. Și ăla țipa pe el, îl bătea. Pe pastorul nu îl bătea. Și pastorul rezista. Ce nu pot să fiu un trădător. Pe ăla îl bătea, pe ăla care îl bătea, îi striga pastorului să nu fie un iuda. Eu pot să port lucrurile acestea. O să nu fiu un iuda. Ca până la urmă ei să se îndrăjească, avem fotografia cadavrului. I-au scos ochii lui Hmara, care era cu tot nevinovat, neamestecat, numai ca presiune asupra pastorului. I-au scos ochii, i-au tăiat limba și cât a mai avut limba în gură, i-a spus pastorului, eu cu drag port suferința aceasta, tu să nu fii un iuda.
tu să iei exemplul lui Iisus. Ce suflete frumos! Când ești, acum eu nu mai am o biserică pe care să o păstoresc, dar știu când ai o biserică, mereu venea către cineva și se plângea. Câte trebuie să îndure, soții trebuiau să îndure de la soț. Sunt soți care nu știu că e ceva sălbatic, bestial, să îndrăznești să dai într-o femeie. Dacă nu ești bestie, nu dai într-o femeie. Dar unii dau. Unii dau. Și, dar sunt și surori care păstrează zâmbetul în aceasta. Ele nu spun. Vecinele vin și ne spun câteodată ce se întâmplă. Ele nu se plâng. Există suflete care sunt așa la om, în altă stare. Și sunt în stare să îndure. Și ăsta Hmara, care era cu tot îndiminuat, pe el îl băteau ca pastorul să spună secretele bisericii. Aveau și ei tipografie clandestină, cum aveau în Rusia. Pe el îl bătea și pastorul îi striga de el, dar nu mai pot să îndur. Eu trebuie să spun toate, nu pot să te văd pe tine îndurând. Și el spune, a spus, adu-ți aminte când a devenit pastor, un fel de jurământ ai pus de credință, că tu vei fi credincios, că tu nu vei trăda. Eu pot să port. Atunci e mai sălbatic. Și până la urmă avem fotografia cadavrului său, l-am publicat. I-au scos ochii și i-au tăiat limba. Și ultimul lui cuvânt către pastor, eu port astea cu drag, tu să nu trădezi. Există suflete de acestea. Asta e fapt care s-a întâmplat în Rusia. Și nu mă mir de fapte de acestea, fiindcă am cunoscut suflete de acestea în România. Am avut cinstea extraordinară. Am stat în pușcărie, că m-au băgat în pușcărie. Dar acolo mi-am dat seama ce fel de oameni sunt în pușcărie aceia. Erau frați. Era unul, poate ați auzit numele lui, Nicolae Moldovan. Atâtea cântece ale voastre, domnule, să cânte și acum. El era un invalid, o mână, nu știu cum, așa, e greu cu o mână. Am stat multă vreme cu el în aceeași celulă. Zâmbetul de pe buzele lui n-a dispărut. Erau zile când ne băteau, zile când nu ne băteau. El la fel zâmbea. Erau zile când avea mâncare ceva mai bun. Bună, nu era, da? Era ceva mai bun. Zile când era, nu puteai să miroși mâncarea. El zâmbea. Orice ce se întâmpla, el purta zâmbetul lui Iisus. El știa, eu nu trebuie să mă preocup din cazurile mele. Eu trebuie să reprezint aici blândețe lui Iisus, blândețe lui Iisus. Nu de aici pe care avea Iisus. Și el știa că o să-l bată până la sânge. Nu l-a obiciuit până la sânge. Până să-i bată cuie în mâini și în picioare. Și știa el, seara de la urmă trebuie să fi fost grozavă. Când știa că uite, în seara asta, voi fi biciuit la sânge. E grozav. Și până să-mi bată cuie în mâini și în picioare. Ce mai grozav. Și Iisus, care le-a spus la ucenici că așa o să se întâmple, dar învățătorul ăsta e ceva grozav, ce putem face? Să cântăm un cântec. Și spune că de la cina cea din urmă au ieșit cântând. Asta e biruința. Am cunoscut femei bătute de bărbatul lor care au cântat. El a făcut un păcat, dar eu poate cântecul meu o să-i placă lui Dumnezeu și Dumnezeu îl iartă pe el. Cunosc o soră care i s-a omorât în timpul războiului. Ambii părinți, trei surori, un frate, familia, i-a fost omorâtă, fiindcă aveau vina de a fi jidan. Și eu i-am adus soriele, vestea, că uite așa s-a întâmplat. Toată familia s-a fost omorâtă. A apărut o lacrimă aici, una din coace, le-a șters și a spus, eu datorez soțului meu o nevastă bucuroasă, datorez copiilor mei o mamă bucuroasă, bisericii mele un exemplu de curaj, eu nu voi plânge. Sunt convins că a plâns mult, dar nimeni n-a văzut-o când a plâns. Și ea aducea un zâmbet pe buze. Dacă știi că ai viață veșnică, Iisus, când a mers, știa, merge, acum o să mă prind în grădina Ghețemani, o oră, două, după aia mă duce, mă bat și o să fiu răstignit. A doua zi din mers o să fiu răstignit. A spus, hai să cântăm. Siguranța aceasta a învierii și îndatorirea față de Dumnezeu să-i arăt credincioșii și îndatorie față de oamenii din prejurul meu cărora le dau un exemplu de curaj și de credință, există astfel de frați. Fraților, spune în Scriptură, alergați în așa fel ca să câștigați premiul. Acum, cum alergi ca să câștigi premiul? Trebuie să întreci pe toți ceilalți, nu? Trebuie să
alergi cu mult mai bine decât toți alții. Nimeni să nu fie neînțeles. Asta e scris la toți credincioșii. Eu când am devenit predicator, am spus, eu nu mă voi lăsa până nu voi fi cel mai bun predicator. Că trebuie să alerg în așa fel ca să câștig primul. Trebuie să întreg pe toți predicatorii. Și am citit pe predicatorii aia de altă dată, pe Moody, pe Spurgeon, pe... Am auzit predicator român, care era... România a avut predicator mare de tot, pe unul Pauline, l-a avut pe Tudor Popescu, mare predicator și altul. Îi ascultam pe toți și spuneam, dar acum eu trebuie să devin cel mai bun, că așa spune. Alegați așa fel încât să câștigați primul. N-am devenit încă cel mai bun predicator, dar am abia 87 de ani. Am păstrat speranța. Dacă nu predic bine acum, voi predica mai bine altă dată. O adevărată întrecere, cum să slujim lui Dumnezeu. Unii în predicare, unii în gătit, unii în a fi drăguți față de bărbați. Eu nu sunt bărbat, dar eu știu că bărbații, rar găsești un bărbat care știe să se poarte frumos cum trebuie cu acea floare gingașă, soția e o floare. Eu îi spun nevestei mele, de tine scrie în Scriptură un verset care despre tine scrie. Zice, unde scrie despre mine? Scrie în Cântarea lui Solomon, capitolul 4. Ce scrie acolo? Scrie, tu, ești frumos, un compliment făcut să ții trebuie să trăiască înconjurat de complimente, de sentimente, de dragoste, de... Nu țâfnă, nu așa. Există însă bărbați care sunt țâfnoși și ce bine când unele din ele știu să poarte lucrul acesta bine. Și totdeauna să ne gândim că reprezentăm pe Hristos și să ne întrecem unii pe alții în purtarea noastră. Eu să fiu cel mai bun, cea mai bună, cea mai iertătoare, cea mai înțelegătoare. Dar biserica este o adunare de sfinți. Eu vreau să fiu adevărat o sfântă. Un sfânt, să fiu un exemplu pentru ceilalți în biserică. Acum, la o vârstă înaintată, tot mai mult îmi dau seama că așa ar fi n-am fost, dar tot mai mult îmi dau seama că așa aș fi trebuit să fi fost. Dar mai am câteva zile, n-am murit încă. Și barem în zilele acestea să fiu bun și iubitor. E o întrecere, spune, alergați în așa fel încât să câștigați premiul. Nu că te lauzi tu că ai un premiu, dar pentru altul e o bucurie când vede un credincios, o credincioasă care e cu adevărat sfântă și bună și împrejurul ei să mântuiesc suflete. Scriptura ne spune să vă luați crucea, fiecare din noi să purtăm crucea. Adevărul e că noi purtăm toți numai aștii de cruci. Să porți o cruce e grozav și să fii răzinit pe cruce. E numai un fel de a spune, auzi credincioși spunând ce cruce am. Nu e o cruce că dacă ar fi cruce nu mai vorbi cu așa voce înceată, am o cruce. Toți cei care vorbesc despre cruce, cât timp poți vorbi de ea liniștit, n-ai încă crucea, asta nu este cruce. Dar am cunoscut oameni care au avut adevărate cruci. Am cunoscut pe un frate din Rusia. El a fost 18 ani la închisoare. De într-o închisoare de o sărbăticie grozavă. 7 ore pe zi îl lăsa să doarmă. Îi băgau saltea de paie în celulă și putea să se culce și să doarmă. După astea 7 ore salteaua să lua și celelalte 17 ore n-avea voie să se așeze măcar pe ciment, n-avea voie să se întindă măcar, 7 ore se dădea o saltea, aia se scotea, și celelalte 17 ore n-avea voie să se întindă măcar pe ciment, n-avea voie să șadă pe ciment, n-avea voie să se ia în picioare pe ciment. Pentru ce făcea? 17 ore pe zi trebuia să se învârtească împrejurul celulii neîncetat. Este o mică găurică în ușa unei celule, prin care gardianul se uită la tine și dacă le vedeau că se oprea, intrau și îl băteau. 17 ore pe zi, neîncetat, trebuia să meargă împrejurul celulii lui. Vă închipuiți? Ce chinie asta? Ce chinie asta? Și după 18 ani în felul acesta, l-au trimis, aveau nevoie de brațe de muncă și l-au trimis în Siberia, în nordul Siberiei, unde niciodată gheața nu se mai topește. Acolo l-au trimis să lucreze la minele de cărbun. 22 de ani cu totul și l-am întâlnit. Și mi-a povestit, că eu l-am întrebat, n-a început el să-mi spun, eu l-am întrebat, m-a interesat. Uite așa, 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 așa. Zic, dar frate, dragă,
cum ai putut să suferi acești 22 de ani? Ceva grozav ceea ce îmi spui dumneata. Și el, în loc să-mi vorbească cu vorbă de om, când l-am întrebat cum ai putut să suferi, el s-a gândit mai bine să-i cânt. Ce să-i răspund? Și mă gândeam la mine însumi când eu n-am îndurat astfel de lucru. Dar am și eu, ca orice om, câte un necas, câte o suferință, câte o... Și, dar eu nu pot să cânt așa cum cântă omul acesta. Cântă, fiindcă este un izvor de bucurie, izvorul veșniciei. Hristos nu este cineva despre care cunoaște, ci Hristos este viața lui. Zi de zi este cu Hristos. E viața lui și de la el primește puterea aceasta. Ați auzit mult despre misiuni și misionari. Sunt misionari care se duc în nu știu ce țară. Eram tare bolnav. Și cumva frații sunt ocupați, surorile sunt ocupate și nimeni nu-mi dădea niciun telefon. Și mă gândeam, eu frumos ar fi să primesc un telefon, dar săracii sunt ocupați toți, nu pot să-mi dea un telefon. Și odată sună telefon. De unde? Din China! Telefon din China. Un român și o româncă care sunt acolo în China și predică Evanghelia și acolo au auzit că fratele Vârmăt e bolnav și cât o fi costând un telefon din China până aici, costă. Și a dat un telefon. Și există oameni care au râvna aceasta de a duce și la alții, de a comunica și altora bucuria aceasta nețărmurită pe care ei o au în suflet. Să nu ne plângem mereu de crucele noastre, să știm că ceea ce este cruce la noi e numai o așche din adevărata cruce, să purtăm cu demnitate, să purtăm cântând. Deși fiecare trece prin ce trece și a trecut prin ce a trecut, fiecare ar avea de povestit și fața lor e o față de bucurie și de încredere și oricine are ochii deschiși îl vede pe Dumnezeu încredincioși și să dea Dumnezeu că noi să arătăm această credință noastră. Vreau să vă spun un lucru încă. Eu însumi sunt președinte a unei organizațiuni pe care americanii o numesc misiune. O misiune care lucrează în țările unde este mare prigoană. Sunt acum prigoane grozave. În țările musulmane, în Arabia Saudită, surprinde pe cineva că zice de Iisus, îi taie mâna, în primul rând. Noi avem tipografie clandestină în Arabia Saudită. Eu am fost acolo la tipografie clandestină și am văzut tinere fete, tinere băieți lucrând acolo și știu că dacă îi prinde, li se taie mâna dreaptă. E ceva grozav. Există locuri în Laos, o țară lângă Vietnam. Toți creștinii au fost chemați unul după celălalt la poliție, ori scriți aici că vă lepădați de creștinism, ori veți fi omorât. Toți au fost chemați. Asta acum câteva luni. Și sunt unii care păstrează credința în astfel de împrejurări grele și putem învăța de la ei și lumea aceasta are 300 de milioane de oameni aparțin unei religii care se numește confucianistă, o religie a Chinii. 350 de milioane sunt musulmani, 400 de milioane sunt budiști, țări întregi care trăiesc fără de Hristos și fiecare din noi trebuie să fie un martor pentru ei. Și dacă nu știi să vorbești, știi să ai o față strălucitoare și să zâmbești, știi să fii înțelegătoare, vezi o mare durere, tu nu ești, nu știi cum să mângâi. Dar poți să plângi cu ăla care sufere mare lucru când găsește pe cineva care plânge. Fiecare din noi, dacă nu putem fi misionari, putem fi martori. Martor, eu am fost cu Iisus și știu cum se poartă El și știu ce exprima fața Lui și cum vorbea El. Să ne dea Dumnezeu, aici nu trebuie să mergi ca misionar nicăieri, aici e tot ce vrei. Eu sunt, spre seara Dumnezeu, un copil al Lui Dumnezeu, fiindcă am mers pe stradă, într-un sat și m-a oprit unul, era un nemț, iar pe vremea când Hitler omora evrei. Și el m-a oprit și mi-a spus, văd pe fața dumneavoastră că sunteți evreu, eu nu știu cum se poate vedea pe fața cuiva că suntem evrei. Probabil că suntem mai frumoși decât alții. Faptul este că nu m-a văzut. Zice, vă văd că sunteți evreu, vreau să vă spun despre Mesia al dumneavoastră. Așa. Și m-a dus la credință. Și am adus pe nevastă mea și ea pe alții și acum sunt mii în întreaga lume, fiindcă unul pe stradă mergând s-a întâlnit. Nu este să vorbesc 5 minute cu omul ăsta pe care l-am întâlnit. Și există acum o misiune internațională de la ala. Un om care m-a oprit pe stradă. Pe cât s-ați oprit pe stradă în ultima săptămână? Merge la băcănie să cumperi ceva. Poți să-i spui ceva. Și termin spunându-vă, câte ocazii aveți? O frumoasă ocazie, un hoț vine să fure de la tine.
ce ocazie să-l aduce la credință. Cea mai mare biserică din lume e în Coreea, am fost acolo, și ea s-a făcut așa, ea din asta vine. Era acolo un pastor Cho, pastor al unei micuțe biserici de 23 de inși, sărac, nevoie mare, cu nu știu câți copii, era după războiul din Coreea, și s-a dus și el în alt sat, în alt oraș, să mai predice Evanghelia și acolo, și poate o să-i dea și o bucată de pâine, că era după război, el s-a dus. Și nevasta, cu mai mulți copii, a rămas într-o casă săracă, nicio. Și a intrat noaptea un hoț la ea. A venit cu laternă, cu un revolver, s-a uitat la împrejur și a văzut că n-are ce să fure. Și a întrebat-o, cine ești dumneavoastră? Zice, șezi jos și o să spun cine sunt. Și hoțul ăla i-a spus de Evanghelie, i-a dat ceva de mâncare, niște orez ce mănâncă, i-a dat și i-a făcut un ceai și s-a purtat frumos cu el. Și hoțul ăla a povestit în tot orașul. Și de acolo s-a extins și din asta a ieșit cea mai mare biserică din lume, biserica pastorului Cho. Fiecare din noi putem face lucruri foarte mari. Pe mine un templar bătrân, un dulgher bătrân m-a adus la credință. Fiecare din voi puteți face lucruri mari dacă obrazul vostru, nu trebuie să știți să vorbești mult, obrazul se exprime bunătatea, strălucirea, frumusețea lui Iisus. Românul are cuvântul ăsta frumos, schimbați-vă la față. Nu există nici în nemțește, nici în franțuzește, nici în rusește, mai multe limbi. Numai românul! Schimbați-vă la față! Schimbați-vă la față! Una din cărțile sale, Richard Wurmbrand face următoarea afirmație. Cred că este foarte important să-L vedem pe Domnul Iisus în viața sfinților săi. Iar un alt citat al său spune, a lucra pentru împărăția cerurilor este deja cerul. Bucuria că într-o zi vei vedea roadele alergării și credincioșiei tale de pe acest pământ și mai mult că ai contribuit și la câștigarea altora pentru împărăția lui Dumnezeu, îți aduce cerul în inima ta. Așa cum spunea și pastorul Richard Wurmbrand în mesajul ce tocmai l-ați ascultat, poți arăta această bucurie a slavei viitoare chiar și prin expresia feței, fără prea multe cuvinte. Dumnezeu să ne ajute! Dacă v-a plăcut acest mesaj, dați like și subscribe. Te invit să urmărești episodul următor în care Richard Wurmbrand va predica despre familia lui Isus. Dând un share, sunteți o binecuvântare pentru cineva.